E frustrant pentru cei care își plătesc și și-au plătit întotdeauna toate dările la buget, să vadă că din când în când mai vine un politician care să pună în discuție iertarea de datorie. Sunt însă multe lucruri în... Mi-am printat... Atunci, a publicat și proiectul pe site. Au publicat și proiectul. Au publicat și proiectul, ca să fie cum Dar proiectul de modificare a codului fiscal l-au modificat? Nu. Acolo erau niște lucruri discutate încă de anul trecut, care știu, ajută pe toată lumea cu consolidarea fiscală. Toată lumea o așteaptă. Lucruri serioase nu vrem să facem. Ne ținem de tot felul de barascoveni. La situația contribuabililor cu persoane juridice cu datorii peste 1 milion de lei, avem societăți cu capital de stat 31, societăți cu capital privat 2633, care împreună au 12,9 miliarde numai debite principale plus încă 8,6 accesorii. Dar în teorie se mai pot recupera banii aia? Zice, care nu sunt în insolvență. Deci în teorie da. În teorie da, dar eu îmi pun următoarea întrebare. 12,9 miliarde. O secundă. Sunt cam 5 milioane în medie de companie. 2600 de companii cu sume atât de mari, cu conturile blocate, ar fi însemnat că în economie era o mare problemă. Ținând cont că totuși în România astăzi nu mai sunt decât vreo 18.000 de companii care plătesc impozit pe profit, ar însemna ca un sfert din toate companiile care plătesc impozit pe profit. Pentru că dacă nu ești în zona aia de peste un milion de euro, n-ai cum să strângi 1 milion datorii. Ar fi cu conturile blocate. Ceea ce nu se întâmplă, ceea ce mie îmi spune că cineva nu-și face treaba. Adică nu sunt în insolvență, nu au conturile blocate, cea mai mare parte dintre ele. Dar ne gândim cum să iertăm. Nu mai bine recuperăm ce avem de recuperat? Și iarăși, suma asta în mod sigur este distorsionată și este mult mai mare decât este în realitate. Dintr-un alt motiv. Pentru că include și toate deciziile de impunere contestate de contribuabil. Și aici am vorbit doar de... doar de companiile cu datorii peste 1 milion. Dacă ne uităm însă la cele cu datorii sub 1 milion, avem 285.000 de companii. Adică jumătate din toate companiile, dacă mai adăugăm și pe celelalte, jumătate din cele 600.000 de companii au datorii cu debite principale de 16,6 miliarde? Da, că sunt multe. Mie cifra asta nu mi se închid în cheile mele logice. Adică așa cum înțeleg eu lucrurile și cum văd că merg lucrurile în economie, cifra asta nu se închide. Iarăși, în momentul în care vedem că spun că ei estimează că impactul va fi 980 de milioane de lei, nu? Impactul reducerilor de 30, 40 sau 50%. Hai să presupunem că vorbim doar de o medie de 40%. Asta înseamnă că tu, ca să ai un impact de 9, să zicem, de 1 miliard, ar trebui să ai cam 1,5 miliarde de lei venituri la buget. Că altfel impactul ar fi mai mare. Deci dacă ne uităm la doar la principal și doar la societățile private,
vorbim de vreo 30 de miliarde restante. Adică tu vii și cu asemenea măsură să iei doar unul pe nici măcar 10% speranța ta de succes. Și m-am mai uitat la un aspect pe care se pare că guvernanții noștri îl tot omit. Ați văzut că am mai scris zilele trecute despre subiectul ăsta. Ei spun că această iertare de datorie nu e ajutor de stat pentru că fac testul creditorului privat prudent, whatever. Bun, și cine va face testul ăsta? Asta înseamnă că cineva va analiza dacă Ministerul de Finanțe poate să șteargă 30, 40 sau 50% din datorie unui debitor acționând, care nu e în insolvență, acționând ca un creditor privat. Da, da. Bun. Câte bănci ați auzit să restructureze, să facă write-off la, la credite în afara insolvenței? Asta vă gândeam și eu aseară. Întreb și eu. Înaintea insolvenței. Nu, întâi fac tot ce pot ca să își execute garanțiile. Da? Au mai fost situații de... dar nu multe. Mai fost situații în care valoarea garanțiilor a scăzut extrem de mult la bănci. Și băncile erau în situația să nu poată să-și recupere, să nu poată să execute. Mm. Adică din garanțiile proprii, din garanțiile pe care le aveau, să zicem, ai luat un credit de 20 de milioane, ai pus garanție un teren și o hală, care după criză au ajuns la 10 milioane. Da. Deci dacă te executa banca, nu mai lua decât cel mult 10 milioane. Da. Da. Și atunci ca să... nu riște să ia mai puțin de 10 milioane, îți făcea o restructurare pe diferență. Dar în condiții foarte serioase de management, spun și ei că vii cu un plan de restructurare. Da, da, e un fel de insolvență mai... da. Numai că... Seamănă puțin, dar nu ei. O să vedem discuții pe subiectul ăsta și eu chiar mă întreb, probabil că o să vedem, cine, pentru cine a fost data asta? Pentru că nu e așa o... noi am văzut în ultimii ani de zile, fiscul este, ANAF-ul este extrem de, hai să nu spun, să nu spunem agresiv, că până la urmă aplică legea, dar aplică legea foarte strict. Când vine vorba de executări, blochează conturi, execută silit. Cine o fi scăpat și trebuie acum iertat? O vedea. Zilele trecute am tot fost la niște întâlniri pe zona de energie, unde este valea plângerii. Investițiile în exploatare în Marea Neagră sunt vasi blocate. Avem un singur titular de acord petrolier care și micuț a anunțat că a luat decizia de exploatare. Da, ăla nu e, compania respectivă nu e investitor strategic. Este, în spate au fonduri de investiții și acolo are alt specific. Investitorii strategici, pas. Pentru că ne-am bătut joc de obligațiile asumate când s-au semnat contractele de concesiune, urmarea cărora au băgat miliarde în explorare. Probabil că o să urmeze niște procese la exit. După care a mai venit și bomboana pe colivă cu ordonanța 114 cu prețul maxim la gaz, care a afectat și producția onshore, nu numai producția offshore. Politici antinaționale. Telecomul are o problemă cu implementarea 5G-ului. Până când nu s-a modificat taxa pe lăcomie, tot a fost blocat. Început primul trimestru, a fost șoc și groază, nu se mișca nimic. Că fără bănci, fără credite de investiții, de finanțare, capital de lucru, nimic nu funcționează. Și dintr-o dată băncile au cel mai mulți bani, cădă.
Nu? Trebuia să dea de undeva. Păi, pentru că acel impozit de 1,2% pe an, calculat în cât era roburul atunci, dacă vă uitați, pentru că 1,2 pare mic, dar baza de aplicare era foarte mare, că nu era profitul, era, era valoarea activului. Activului, da, și da? Activele erau intrat toate activele, nu? Tot, inclusiv împrumuturile date statului român, da? La vremea respectivă. Practic, rata de profitabilitate a sistemului bancar pe ultimii 10 ani, a întreg sistemului bancar, era 0,4% raportată la... s-a blocat. Nu. Din ordonanța 114, deja n-a mai rămas, au mai rămas încă multe chestii nocive. Dar vedem așa, inclusiv vineri au mai fost un alte. Da, pe cum scris. Dar cred că au, sunt deja 3 sau 4 de modificare. Da, mari. Da? Da. Adică, e, pentru mine e de neînțeles.